după 10 ani petrecuți la trupa compact, Adrian Cocotincă a hotărât să părăsească bandul și a înființat la Brașov propria formație rock, trupa Coco. Adrian Coco a devenit cunoscut în anii 1990, când a revoluționat scena muzicală cu proiectul Coco Sound and Light, realizând super producții muzicale și scenotehnice. După cum probabil v-ați dat seama, în aplauzele dumneavoastră vă rugăm frumos, intră în scenă trupa Coco Sound. Să vedem după Coco din Brașov și
este mare bucurie și o mare onoare să cântăm în această seară la noi acasă, la Brașov. Mulțumim Brașov TV, să vă dea Dumnezeu sănătate, să emiteți bine și să n-aveți treabă cu nimeni politic în orașul nostru. Să fiți independenți, este sfatul care vi-l dau, și să promovați valorile de la noi, de acasă, din Brașov. La mulți ani, Brașov TV! Răspuns pentru voi următoarea noastră piesă.
onoare să cântăm împreună, e simplu! A venit și ziua în care ai primit răspuns. La ce întrebări îmi pui oare și la care vrei răspuns. Asta a fost de încălzire, da? Doamne, mă! Sufletul, trupa Coco. În continuare, sincer, rămân surprins de cât de mulți sunteți în Piața Sfatului. Mai avem un moment foarte important pentru dumneavoastră, un ultim concert. Poate unul dintre cele mai așteptate din această seară. Însă, până atunci, avem să vă transmitem altceva. Paula, te rog. Acum a venit momentul să-i cunoaștem în carne și oase pe cei din echipa Brașov TV. Așadar, de la mic la mare și de la mare la mic, în funcție de înălțime, grad și ani, în aplauzele dumneavoastră, poftim pe scenă pe cei mai tari realizatori de emisiuni de actualitate. Haideți, dragilor, pe cei mai buni reporteri, cei mai ageri cameramani. Trebuie să vă spunem că nu ar fi posibile știrile fără ei, nu ar fi posibil acest proiect Brașov TV și BrașovTV.com. Sunt oamenii care, pe unii dintre ei îi vedeți în fiecare zi în producțiile Brașov TV, fie că vorbim despre jurnale, fie că vorbim despre emisiuni, unii stau în spate, însă fac treabă la fel de bune, le mulțumim și vă promitem că o să vă aducem cele mai noi informații tot timpul. Vă rugăm din tot sufletul aplauze pentru echipa Brașov TV! Noi suntem cei pe care îi vedeți zi de zi, cei care aducem în casele dumneavoastră știrile, emisiunile și toate evenimentele importante din Brașov. Acum, ca să vă dovedesc că nu am nevoie de desfășurător, este un moment care nu apare pe acest desfășurător, însă nu puteam să-l evităm și mi se pare normal să-l facem. O să mă îndrept către
cea căreia niciodată nu-i place să-i spunem că este șefa noastră, așadar, ca să nu se supere pe mine, o să mă apropii cu pași timid spre ea și o să doresc să vorbesc cu colega noastră, Nadia Râncu, este managerul de la Brașov TV. Bună seara! Vă mulțumim că sunteți într-un număr atât de mare alături de noi. Mulțumesc echipei care mi este alături. Mulțumesc în primul rând lui Coco și de astăzi să ne urmăriți pe frecvența Mix 2, că noi suntem Brașov TV! Mulțumim frumos, Nadia, manager general Brașov TV. Avem și un mesaj de transmis aici, probabil, cu siguranță o știți, pe Zâna Adriana. Te rog frumos! Bună seara, Brașov! Bună seara tuturor brașovenilor și tuturor invitațiilor. Cu siguranță, în această seară, avem aici participanți și din alte județe. Vă mulțumim că ne sunteți alături și, în mod special, aș dori să-i salut pe copii. Avem copii aici? Unde sunt copii? Ia să-i auzim pe copii! Dorim să vă anunțăm că aici, la Brașov TV, în grila de programe, copiii au un loc important. Mulțumesc doamnei Nadia Râncu și echipei Brașov TV că promovează în continuare copiii. Copiii dumneavoastră vor fi promovați și se vor vedea aici, la Brașov TV. O seară bună tuturor! Mulțumim, Zâna Adriana! Vreau să vă prezint și cel mai nou, dacă nu mă înșel, cel mai nou membru al echipei Brașov TV, cu siguranță o știți, deja nu mai are nevoie de nicio prezentare. Diana Goșman, vreau să ne spună câteva cuvinte, te rugăm frumos! Bună seara, brașoveni! Și eu mă bucur că sunteți în număr foarte mare și vă rog să urmăriți emisiunea mea cu cei mai iubiți invitați, să nu ratați și rămâneți în actualitate. Urmăriți Brașovul Actual! Probabil nu este pregătit să vorbească cu noi. Vă spun sincer, cu mâna pe inimă, că nu știe că va vorbi și el. După cum vedeți, se transmite pe Facebook evenimentul acesta. Asta face fiecare zi, este cel care apare mai puțin în față. Producătorul general al Brașov TV, Andrei Constantin. Aplauze, vă rugăm! Bună seara și mulțumim că sunteți alături de noi. Este un moment important pentru noi toți. Un nou început. Mulțumesc colegilor cu care reușim să facem treabă în fiecare zi. De la A la Z, asta înseamnă Brașov TV. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumim din suflet tuturor. Dacă mai vrea să vorbească cineva... Amelia, vrei să le zici ce? Vreau să spun așa. Bună seara, doamnelor, domnilor. Emisiunea mea se numește Exclusiv. Ce este astăzi în Piața Sfatului? Exclusiv Brașov TV! Mulțumim din tot sufletul, această echipă Brașov TV, vă rugăm din tot sufletul să-i aplaudați. Sunt oameni care muncesc în fiecare zi foarte multe ore. Unii dintre ei pleacă foarte târziu acasă, se întorc dimineața, dar asta pentru brașoveni, pentru dumneavoastră, repet, să vă aducem în casă cele mai bune producții locale. Și asta o să facem până când vom exista. Să nu uităm nici pe cei doi operatori, cameramani care sunt jos, care n-au urcat pe scenă, nu știu de ce, Zoli filmează. Le mulțumim și lor, vă mulțumim tuturor și vă mulțumim vouă, brașoveni. Paula, te rog. Ok, urmează acum momentul mult așteptat al serii, pentru prima dată pe scena din Piața Sfatului, aici pe scena Brașov TV, într-un concert live, în aer liber. Urmează cine? Trupa Clejanii, vă rugăm aplauze pentru prima dată în Piața Sfatului! Suntem onorați să fim prezent la acest eveniment important. Am fost sunat. Am auzit la telefon voci frumoase, o invitație frumoasă, dar plăcerea a fost și mai mare să cunosc personalul de la Brașov TV. Vă mulțumim pentru invitație, am vorbit despre dumneavoastră pe unde am fost noi la televiziune, dar o să vorbim și în continuare. O să vorbim despre Brașov pentru că este un oraș frumos cu oameni frumoși. Vă mulțumim pentru invitație și v-am adus de la noi, de la Clejani, cântece autentice, 100%, cântece care o să meargă direct la inima dumneavoastră, cântate live de acești instrumentiști talentați.